Procurorul general Alexandru Stoianoglu se află în izolatorul Direcției de Poliție a municipiului Chișinău. Acesta este singur în celulă și nu are obiecții la condițiile de detenție. Asta au reușit să afle deputații din blocul comuniștilor și socialiștilor care au mers să vadă dacă îi sunt respectate drepturile. Vizita noastră a fost în celula unde este deținut. Condițiile, în principiu, sunt satisfăcătoare. La capitolul condiții de detenție dumnealui nu are anumite obiecții. Dumnealui ne-a comunicat că avocatul are acces ori de câte ori este necesar. Deputații au fost întrebați dacă au vorbit cu Alexandru Stoianoglu despre ce urma să anunțe ieri în conferința de la ora 18, care nu a mai avut loc pentru că mascații de la SIS au venit să-l rețină. Noi n-am supus discuții ce dumnealui a vrut să vorbească în briefing de presă. Dumnealui a vorbit despre vizita dânsului când a intrat în ședința CSP-ului. Noi am vorbit despre respectarea dreptului omului, respectarea dreptului la un proces echitabil. Înainte de a merge la izolator, deputații au calificat reținerea lui Alexandru Stoianoglu ca un show de prost gust și doliu pentru democrația din Republica Moldova. Deputatul Vlad Batrâncea a anunțat că vor ieși duminică la protest în centrul capitalei. El a precizat că acțiunea va fi apolitică, iar participanții sunt așteptați fără drapele și fără lozinci politice. S-a produs un show cu mascații și procurorul general al Republicii Moldova. Loc ieri arată că ne aflăm într-un regim de dictatură. Și astăzi Republica Moldova iarăși intră în stare unui stat capturat. Nu degeaba astăzi m-am îmbrăcat într-o cămașă neagră. Dacă vreți, este un doliu. Doliu pe democrație de la noi din țară. Doliu pe stat de drept, care ieri, noaptea, această guvernare am mormătat. Și statul de drept și democrația de la noi din țară. Socialiștii spun că reținerea procurorului general este de fapt o fumigenă lansată de actuala guvernare pentru a distrage atenția cetățenilor de la problemele țării. Vedem creșterea prețurilor și incapacitatea celor de la guvernare de a se opune. Vedem că oamenii trăiesc mai greu. Vedem că vine iarna și avem probleme cu gaz și cu tarife. Și în această situație, atunci când guvernarea nu poate oferi pâine, îi oferă show-uri de prost gust. Cu o reacție la declarațiile blocului comuniștilor și socialiștilor a venit purtătorul de cuvânt al partidului Acțiune și Solidaritate, Aurica Jardan. Aceasta infirmă acuzațiile aduse și ne-a declarat că problemele sociale sunt tratate cu maximă responsabilitate, drept dovadă sunt măsurile sociale aprobate, cum ar fi majorarea pensiilor și indemnizațiilor pentru sute de mii de cetățeni, măsuri de sprijin a salariaților pe perioada pandemiei. De asemenea, votarea unor legi care vin în ajutorul celor din Horeca.